Penele verde, fructul preferat al sezonului, este apreciat pentru calitățile sale curative, în lume existând peste 1200 de varietăți de pepeni verzi. Conform realitatea.net, pepenele verde este o plantă legumicolă rezistentă la secetă. Se cultivă pentru fructele sale, care se consumă în stare proaspătă. Fructele sunt mari, cu coaja verde de diferite nuanțe și miezul roșu, roz sau portocaliu. Caracteristica sa principală, faptul că este zemos, se datorează conținutului de apă. Miezul conține un număr variabil de semințe, dar există și pepeni verzi fără semințe. Pepenii sunt originari din Africa de Sud, de unde s-au răspândit în toate zonele cu climă caldă. Prima recoltă este descrisă în hieroglifele de pe vechile morminte egiptene, datând din urmă cu 5.000 de ani. Pepenele roșu conține o serie de substanțe nutritive, fiind bogat în vitamine din complexul B, necesare pentru producerea de energie. Pepenele roșu este o sursă foarte bună de vitamina B6 și o sursă bună de vitamina B1, magneziu și potasiu. Un conținut de 6% zahăr și vitaminele A, B, E, K și C, pepenele verde mai conține calciu, fier, fosfor, sodiu, zinc, cupru, mangan, seleniu și magneziu. În plus, pepenii verzi conțin citrulină, un aminoacid pe care organismul îl folosește pentru a produce un alt aminoacid. Datorită conținutului bogat în vitamine și minerale, dieta cu pepene verde reprezintă o adevărată sursă de sănătate. Conținutul mare de apă îl recomandă ca diuretic pentru tratamentul rinichilor și aparatului urinar. Bogat în vitamine, minerale și antioxidanți foarte puternici, pepenele ne hidratează și ne purifică organismul, ameliorează sau chiar tratează diverse afecțiuni. Vitamina A împreună cu vitamina C și E contribuie la un aspect sănătos al pielii și al părului. Relatează realitatea.